În cadrul ședinței Consiliului Local Vânjumare din acest sfârșit de săptămână, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, și primarul Alexandru Mijaiche, au semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea străzilor din Vânjumare, cele care nu au fost incluse în primul proiect deja finalizat. Consiliul Județean Mehedinți continuă șiruri de investiții la nivelul întregului județ, iar de această dată vorbim despre modernizarea orașului Vânjumare. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent în ședința Consiliului Local din Vânjumare, alături de deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, acolo unde primarul Alexandru Mijaiche a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea 9 km de străzi. Astăzi avem prezență în mijlocul nostru pe domnul președinte Aladin Georgescu, pe domnul deputat Alin Chirilă, care au venit astăzi la noi cu o veste bună. Semnăm un proiect important și anume diferența de asfaltare a străzilor care mai sunt în jur de 9 km la Vânjumare. Domnule președinte, vă mulțumim și ca de fiecare dată ați fost și sunteți alături de noi. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a susținut obținerea finanțării și implementarea proiectului precedent, finanțat prin PNDL 2, iar de această dată s-a reușit îndeplinirea promisiunilor pe care le-a făcut încă de la semnarea primului contract, acelea că se vor găsi fonduri și pentru aceste străzi. Tot într-o ședință de Consiliu am venit la vremea respectivă pentru semnarea contractului pentru asfaltarea jumătate din străzile din orașul Vânjumare. Iată că, împotriva celor care erau foarte sceptici la vremea respectivă, acel proiect s-a implementat, s-a recepționat și pe parcursul derulării acelui proiect v-am promis și dumneavoastră și am spus și vânjenilor noștri că o să urmeze etapa a doua de asfaltare, astfel încât să ajungem în situația ca toate străzile din orașul Vânjumare să fie asfaltate. Astăzi se va semna contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny se va aloca primăriei orașului Vânjumare pentru asfaltarea restului de străzi suma de 20 de milioane. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, depune de asemenea toate eforturile pentru ca infrastructura rutieră din județul Mehedinți să fie la standarde înalte, acesta fiind extrem de încântat de această investiție, toate aceste proiecte urmărind să genereze un impact pozitiv la scara întregului județ. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră și echipa pe care o aveți și, bineînțeles, cu sprijinul domnului președinte. Iată că Vânjumare ușor să fac absolut toate lucrurile care au necesare și ca să nu mai continuăm, o să considerăm că este un moșnic Nicolae, întârziator, Moș Crăciun mai vremelnic, așa, mai rapid, să semnăm și să vă dea Dumnezeu să mergem toți așa, să aveți succes în implementare, să nu îndinăm hopul și să fie cu spor. Astfel, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny s-au alocat fonduri guvernamentale în valoare de 20 de milioane de lei, urmărind să fie reabilitate, modernizate străzi ale orașului în lungime de aproximativ 9 km. Peste 3 milioane lei este contribuția de la bugetul local în cadrul proiectului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, are convingerea că în cursul anului viitor vor începe lucrările și în cel mult 2 ani orașul să fie complet refăcut. Infrastructura rutieră din Vânjumare este o investiție de suflet a președintelui Consiliului Județean Mehedinți. Încă o dată vă mulțumim, să fie într-un ceas bun și sper să începem cât mai repede să punem în practică proiectul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim din suflet, domnul deputat. Vă mulțumim. Acesta a depus eforturi uriașe pentru ca cetățenii din orașul său natal, dar și locuitorii din întreaga zonă de sud a județului Mehedinți, să beneficieze de un oraș modernizat, îngrijit și curat.